Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Multe ori în ultima perioadă, partidele de la guvernare se învârt de ceva vreme în jurul ideii de control al prețurilor la carburanți, pe fondul scumpirilor semnificative, mari, din ultimele luni. Asta e un lucru care nu poate fi negat. Până ieri pe la amiază, prin piață a circulat ideea plafonării prețurilor, adică statul să fi stabilit care este nivelul peste care comercianții n-ar fi putut urca. Ăsta e prețul maxim și papa, gen mercurial. Mai pe seară însă s-a modificat schimbarea, s-a trecut la ideea compensării, adică statul să plătească din bani publici o anumită reducere la care să se adauge și o altă tăiere din cota de profit a benzinarilor. Planul ar fi ca reducerea totală să ajungă la 1 leu pe litru. Și asta reducerea să fie împărțită așa, 50 de bani pe litru să vină de la guvern, de la stat, din bani. Și 50 de bani, 50 să taie bani benzinarul. Să taie benzinarul. Încă o dată, acestea sunt doar discuții încă neconfirmate oficial, sunt date pe surse, circulă în piață, toată lumea vorbește despre ele. O să vedem ce se întâmplă astăzi. Ar trebui să fie o decizie anunțată în acest domeniu. Sau poate nu, că e guvernul care, mă rog, nu pare să anunțe ce ar trebui să anunțe tot timpul. Profesorul de economie de la Academia de Studii Economice, Cristian Păun, este la telefon. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Întrebarea mea e, cum ar putea să oblige statul firmele private să facă această reducere de preț? Adică, care e modelul și justificarea legală prin care poate să le spună, de acum voi trebuie să tăiați atâta din prețul cu care vindeți ceva? De putut, statul poate face orice. Până la urmă, el este forța care are în spate agresiune instituțională și care poate interveni chiar și din greșeală, de multe ori, în casele noastre. Ideea este nu dacă poate statul să facă treaba aceasta, că sigur poate. Ideea este dacă trebuie să facă statul acest lucru și care ar fi consecințele pe termen mediu și lung a unei astfel de intervenții brutale în mecanismele de piață. Rezolvă problema, reprezintă o soluție sau, dimpotrivă, ajungem foarte repede într-o problemă și mai mare sau dăm foarte repede de o problemă și mai mare printr-un astfel de mecanism. Ceea ce vedem astăzi, vedem, cum să spun eu, nu țopăială fiscală, e o întreagă ciuleandră fiscală care se va sparge în capul nostru cu siguranță. Toate aceste, cum să spun eu, ezitări ale guvernului, toate aceste lucruri care se schimbă peste noapte, toată această lipsă de predictibilitate, să știți că alimentează până la urmă volatilitatea prețurilor, mai ales în zona asta energie, combustibil. Vedem că statul nu prea știe ce să facă sau nu face ceea ce ar trebui să facă. În schimb, se ocupă de tot felul de măsuri din acestea populiste, care, repet, vor avea efect contrar. Bun, am văzut că baze de plafonare, baze de compensare, baze de tăieri de profituri. Păi, haide să spunem paia dreaptă. Din litru de combustibil, statul ia la fiecare litru cu care noi alimentăm mașinile noastre 1,9 lei acciză. Deci, când te duci la pompă, indiferent dacă prețul este 9 lei, 8 lei, 7 lei, 6 lei, statul 1,9 lei din prețul de la pompă îi intră în buzunar, acciza fiind calculată ca sumă fixă pe litru de carburant. Cu alte cuvinte, cu cât prețul este mai mare, presiunea pe buzunarul nostru sau ponderea accizei e mai mică. La 6 lei, 1,9 lei reprezintă mai mult. La 9 lei reprezintă mai puțin, dar întotdeauna statul, indiferent de prețul de la pompă, 1,9 lei se duce direct către conturile sale din pompa de benzină. La care se mai adaugă și alte taxe. TVA. Exact. Apoi vine statul și zice, stați puțin, că e valoarea adăugată mult aici. Taxa pe valoarea adăugată, pe care statul șmecherește, o aplică, inclusiv accizei. De statul, de fapt, ia 1,9 lei plus TVA aplicat la acest 1,9 lei și apoi plus TVA-ul pe care îl aplică la tot prețul de vânzare ăla de 9 lei de la pompă. În final rezultă undeva la 3,7 lei
profitul statului din aceste taxe, doar două taxe, cele mai importante, de altfel taxe la bugetul de stat, pentru care statul nu mișcă niciun deget. Deci statul nu plătește un om care să încaseze aceste taxe, să umble pe la fiecare dintre noi, să ne bată la ușă, să ne spună dați-mi acciza, dați-mi TVA-ul. Nu. Benzinarul săracu, vânzând benzină, mai știe el de acolo din computerul de la casa de marcat că trebuie să dea statului obolul. Și el evident că se luptă pe ceea ce rămâne din acest preț, care e undeva pe la 4,5 lei, 5 lei astăzi, unde intră toate costurile de producție, toate salariile, cheltuielile de prelucrare a petrolului în benzină și motorină, cheltuielile de transport, distribuție, tot. Intră acolo în 4,5 lei, 5 lei. Și profitul lui, care, conform estimărilor apărute în piață, pentru că Ministerul de Finanțe nu vine cu date să ne spună hai să vedem care e profitul benzinarului la litru de benzină motorină. Nu face un astfel de calcul, deși ar putea Ministerul Finanțelor să ne vină cu niște date agregate să ni le prezinte. Să spună, uite bă, statul ia 3,7 lei, 4 lei din prețul de la pompă, acciză și TVA, benzinarul nesimțitul ia 1 leu profit din treaba asta sau 10 bani, pentru că au apărut calcule care arată că la litru de motorină profitul mediu al benzinarului e la 10 bani. Ori tu în momentul de față, de unde vrei tu să scazi prețul la pompă cu 1 leu, punând cei 50 de bani în profitul benzinarului care nu există, pare că. Adică tu, de fapt, voit, vrei să introduci benzinarii ăștia pe pierdere, tu ne pierzi nimic statul. Statul nu pierde, benzinarul va rămâne pe profit, chiar un profit în sistem, prin această măsură pe care o vedem astăzi, o măsură populistă. Care va fi efectul? Păi benzinarul o să spună, stai tu, mă, omule, eu să ies în pierdere, ca tu să ieși în continuare în profit și să n-ai nicio problemă și să nu faci nimic în treaba asta, păi benzinarul va spune, la revedere, te închid, doar nu, deocamdată pe alea 3 luni sau 6 luni când vrei, cât vrei tu să-mi faci treaba asta, eu îmi reduc activitatea. Și atunci să vedeți cum o să alergăm în 30-40 de kilometri să găsim o benzinărie deschisă, deschisă care să ne vândă nouă benzină și să vedeți cum o să ajungem la un preț plafonat de 6 lei, tot la 9 lei, că trebuie să umblăm după, să alergăm găfâind după benzinurile astea, să găsim benzină fără coadă și așa mai departe. O mare prostie. Mulțumesc. Cel mai corect preț, da. Asta închid și vă las să mă întrebați, cel mai corect preț, asta trebuie să știe cetățeanul, că cel mai corect preț pentru cetățean este prețul lăsat liber la pompă, concomitent sau dublat de libertatea pieței, să vină oamenii, firmele să concureze. Eu vreau să văd guvernul că mă anunță mâine, nu că aplică toate aceste aberații, ci mă anunță mâine că 3-4 companii mari din lumea asta care vând petrol, vând combustibil din Orientul Mijlociu, de pe unde vrea statul român să-i caute, au deschis primele benzinării în România și aduc aceste lucruri aici cu taxe foarte mici. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. A fost în direct la deșteptarea Cristian Păun, profesor de economie la Academia de Studii Economice din București. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.